Operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional pentru anumite calificări profesionale sunt invitați să transmită în scris la Inspectoratul Școlar solicitarea de școlarizare pentru anul 2016-2017, până la data de 11 decembrie 2015. Inspectoratul Școlar realizează analiza solicitărilor operatorilor economici și stabilește oferta de formare profesională la învățământul profesional cu durata de 3 ani, în concordanță cu solicitările operatorilor economici pe unități de învățământ și calificări. Agenții economici care deja au parteneriate cu unitățile școlare vor depune solicitările pentru calificările profesionale necesare acestora, vor depune la școală și unitățile respective vor veni cu ele centralizate, iar operatorii economici care nu au contracte de colaborare pentru pregătire practică vor veni direct la noi cu solicitările respective și noi îi vom îndruma spre unitățile de învățământ care școlarizează respectivele calificări cerute de aceștia. Prin această inițiativă, operatorii economici au posibilitatea de a se implica în mod direct în pregătirea elevilor, formându-și tinerii într-o manieră cât mai apropiată de propriile exigențe.